proiect de hotărâre privind demiterea doamnei Mutanea din funcția de consilier local, cadrul Consiliului Local Comunic Ștefan cel Mare, județul Bacău, datorită lipsei nemotivate de la mai multe trei ședințe ordinare și sau extraordinare, consecutive ale Consiliului Local, desfășurate pe durata a trei calendaristice, precum și vacantarea locului de consilier local. Inițiator, domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului lunar al curselor acordate elevilor din Școala Gimnazială numărul 1 Negoiești pentru anul școlar 2022-2023. Același inițiator. Și punctul 3. Privind aprobarea cotizației aferente anului 2022 către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. Inițiator, domnul primar Vlase Ion. Cine supunem la vot ordinea de zi? Este pentru? Și diverse, da, ce scuze. Cum diverse? Știu că pe mulți asta interesează mai multe ședințe. Trecem la primul punct. Domnul primar, nu? Da, ați primit materiale, știți de ce e vorba, ați fost permanent la ședință, ați observat și ce ați planificat. Nu sunt, dânsa n-a mai, a renunțat probabil, asta este funcțiunea dânsei. Eu am înțeles că și-o depus demnița, eu dat producătorul viață, nu? Eu i-am dat președintele de ședință de partid și președintele de partid a făcut omul zonar. De ce din președintele de partid n-am? Păi ceva. Și din tot. Cine mă? Dar cine nu are? Cine nu are? Dar ați mai făcut alegeri de acolo? Nu, la unii. Ați mai făcut alegeri cu dată? Tot alegeri. Păi cine nu are? Da, nu. Păi el e președinte. Cum a fost președinte? Sigur, n-ai înțeles, Bonești l-a fost. Nu, o vedem cu PSI voi. Mi-a fost la demisie, bă, ce chelarul mă e la liberare și la demisie de la noi. Și cum? Eu așa știu, eu sunt la demisie. Am înțeles că ești candidatul, peste 2 ani. Candidatul la viitoarea legii. Da? Da. Da, asta la diverse. Și atunci, dacă doamna, deci nu a ajuns demisia la noi, conform legii, am inițiat acest proiect de hotărâre pentru excluderea din Consiliul Local, folosit nu la 3 ședințe, la mai multe ședințe, timp de 3 luni, 3 luni consecutive. Da, dacă primeau o ședință în astea 3 luni de zi, lua pe mult. Mai trebuia, mai era 3 luni. Cum? La diviesc. Nu, dar dacă e vorba de demisie, e vorba de diviesc. Dacă e ar trebui. Supunem la vă, cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Avem nevoie de fapt. La punctul 2. Vă rog dacă aveți propuneri, obiecțiuni? Dacă sunt de dat burse, dăm burse, nu? Cu care vreau să da. Deci ați primit materialul, știți că avem 13 burse de merit, de studiu 14 și de ajutor social 220. Da, erau cam material. O bursă de merit 200 de lei, de studiu 150 și bursă de ajutor social 200. Câte ore sau zile trebuie să lipsească ca să nu mai beneficieze de de bursa, de social, sau ai altă de merit, aia nu spun, la bursa de sociale. Aia care mi-e cert, nu au bursa de merit, garantat. Pare mi se că 10 zile. 10 absenți. 4 ori, 40 ori. 10 absenți. 10 absenți. 10 absenți. Nu stai bine, că încurajăm... A fost absențele astea de la școală, din stat, nu mai apropă, nu mai pleacă dosarul medical. Deci asta este una dintre condiții să-ți depui dosarul, să fii la școală. N-ai prezență, n-ai bursă. Clar. Alte obiecțiuni, alte întrebări? Să punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține de sunt. Cotizația la da. Crucea Roșie. Aveți întrebări legate de stabilirea cotizației la Crucea Roșie? Nu. Atunci supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, nu sunt. Diverse. Da, rog, să mai scrieți. Vin sărbătorile de iarnă
M-am întrebat doar o întrebare. Și o întrebare la domnul primar și la toți colegii mei consilieri. Poate putem și noi să... Dacă voi, colegii, deci asta e... Să beneficiem de ceva. Nu. Asta e propunerea lui. Dacă nu văd că se chinuim. Nu. Apropo de copii, mă refer. Sunt mulți necăjiți, mulți. Știu că primăria se îndrăgea dumneavoastră, vă zbateți. Și bateți. Poate putem și noi. Da, zic, să ajutăm cu ceva, dacă se poate. Este bineînțeles financiar. Un cadou, cu ceva, cu dulciu, cu nu s-a ducem noi de acasă. Asta l-am făcut în fiecare an, tot am. Nu. Eu am înțeles ce spune. Pe lângă ceea ce facem noi, exact. Primăria, să dăm și noi. Să faceți voi cu copilul local. Care vrea, care de acord, pentru că sunt copii necăjiți. Nu puteam iniția un proiect de vorbă. Aici e doar verbal. Și aici intervenim, mă simt și sufletul, primul. Știți tu? În rezerv dreptul după ce se strânge camera. Da, am discutat tot o dată. Și ce pot din primărie, că nu mă... Eu sau? Eu. Da, poate v-ați înstrâși, nu? Nu. Altcineva? Dacă știi cineva un copil, vă rog, un an, doi, trei, bani, să nu te duci tu cu plasa de bomboane. Mergem toți pe unii la fiecare sat. De exemplu, nu știu cum se cheamă familia care e pe uliță, care cumpăra casa la Vasile Matei. Plâng copiii aia de foame. Femeia aia nu face absolut nimic. Înțelegi? Să roagă, mamă, nu mai vine să luăm stixuri de la magazin de jos, de la Gina sau din urmă. Sau seminții, ca social. Și copiii, numai, cum le spune la bibitele astea de... Cum le zice, mă, lăsă, energizat. Și pufuleț. La deal, la vale, plânge pe acolo, face pe acolo. Cel mai mic de el cât ai? Nu mi s-ar putea așa 100 de lei din noi de căciună să... Nu știu ce am văzut, o cumpăra casa la Vasile Matei. Nu contează, nu. Acolo vezi să fie foarte socială. Deci părinții au cu lua făcură energizante și celelalte, dar nu au cum să dea la copii, nu vor. Și atunci trebuie să intri așa la protecția copilului, să-l ia copiii, să-i duc la... Copiii ăia nu au mâncare, pe casă, de femeia... Când au luat, trebuie să-i... Are mult și câinii s-au mântărit din pervanțul geamului. Când ne-a făcut social. Asta e bine. Să vedem că, nu știu, poate e deja cazul ăsta, poate e luat în... Păi e un dezastru social. Acum am luat bărbatul ăsta, tatăi, că ăla bărbatul ăla pe aia cu mine. Și cu problema, anul trecut, eu am seama jandarmi, acolo că vă aduci pe la Crăciun bărbatul ăla ei. Și a venit cu mașini de țigani, cu ursul. Și a ieșit pentru că stau într-o grădină acolo și iese cu viteză, eu treceam pe drum. Liniștit. Trebuia să oprească, că patinau băieții la Dumnezeu. Și vedea, de voi nu vedeți mașina care e problemă. Voi și cu gioacele la mine, am chemat jandarmi. Și au plecat pe dincolo la poste și au dus la cimitirul ăsta cu mașinile ascunși acolo până să mă plecat băieții. Când m-a sunat pe aia de domnule, au plecat, nu mai veniți degeaba, că n-are rost să mai veniți. Și acum ei fac multe chestii. Mai vine o mașină acolo, nu una. Mai cum ce se întâmplă? Cazurile astea care le știți, trebuie să le aduceți și nouă la cunoștință. Deci de acolo le mai chestiune. Deci acolo mereu vin. Nu că... Păi na, e la Bogdană cineva care a cumpărat casă, tot m-a sunat la Floarea. La Vasile Matei, ultima. Și care are niște copii care nu trebuie să trețe mult cum trebuie. Știi ceva? Ia să fie... Să facem o verificare. Acum au venit din străinătate, bărbați. Acum, dacă veniți să... Da, au mutații de Bogdana, n-au... Nu se numai de Bogdana. A cumpărat casă? Eu nu am cumpărat casă aici. Deci, cum ar tu le zici? Nu știu, dragă. O stat și la Putinaș? Da, eu m-am lupat în plasa mea. Așa asta o să zic. Deci, sunt copii, luați în plasa mea, adică la... Poate. Aha. Poate, iau, poate. Ia să vedem. Alt fiind. Da. O să te telefonez, că nu se vede. Acum stăm liniștiți, trec. Ce-aș vrea să faci? Dacă pleacă ăsta, pe urmă, îi găsești cum trebuie. Păi ce zic? Vă vine din străinătate, să faci unde dați, zice eu. Las cu știri.
Da. Ea nu face nimic, atunci să mănânc semințe și pizcări acolo. Nu, 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 să vedem dacă vă luați un plasament și n-are grijă de ei. Nu știu cum îi cheamă. Să duc la școală? Să duc la școală? Băi, eu... Câteodată îi văd că se duc, dar mă se duc, nu știu, apare... Nu coboară la urmă. Nu coboară la urmă. Știi mai bine că niciodată. Da, da. Deci niciodată am doi copii de la deal, care urcă pe pripot. Deci eu... Facem pe investigații, vedem sub ce vorba. Eu când i-am întrebat să duc la școală, spune că se duce la urmă și la Stejan. Acum am vizat... Și la Stejan, ce școală ești la urmă? Nu ești la Borzești, tu din oraș. Da, da. Nu mai ești cu tine grădiniță, școală, nu ești la Borzești. Negoiești un direct la Nești. Dar tu știi? Dacă să ia care știa lui, nu da, dacă s-a alță... Eu luat o parte din copii, eu dus la... și așa și-o făcut alță. Dacă e unul chelul ăsta, e unul răgat în care mereu. Nu era mă zi așa vrei, mă. Nu? Nu, care fost așa vrei. Asta e la Căciune. Dar la Anglia, Problema este că acum vine de sărbători, vin iară cu tot felul de... Am văzut să descărcau piese din mașină acolo, chestii. Avea o mașină galbenă mai în fundul sărbători pe acolo, în bagaj, vin iară, nu știu ce. Eu m-am adus un Opel roșu, un Volkswagen, un nematriculat, cu unul cu el, vin țiganii, le ia, le duce pe dealul, în seara. Nu știi chestii din asta. Nu că țiganii, asta e viața, cum se le zică. Da. Și țiganii. Rom, nu țigani, rom. Și țiganii, te rog, și țiganii, rom. Rom, nu știu. Păi țiganii romului, cum se cheamă? Altceva, ce? Gata, pe urmă. Da, ședința, ce? Bă, mai spun un program. Facem un local la uite, m-am hotărât cum facem. Nu avem cum să... Nu avem utilajul nostru. Facem pe aici, pe, la, pe spatele blocului CFR. Dar trebuie vorbit la CRAP. Acum e un brașament mai mare. Nu e, da. Nu e o singură familie. Da. Să fie de acum, asta e un fel de extindere. Da. Deci trebuie, acolo trebuie vorbit la CRAP. Trebuie vorbit la CRAP. Și să facem prin spatele blocului CFR, avem utilajul nostru, să punem cu utilajul nostru și nu ne mai rugăm de altcineva. Da, și nu mai stricăm nici drumul ăla. Cine trebuie să vorbească? Eu vorbesc sau vă vorbesc sau nevastă? Nu tu. Nevastă vorbesc. Ne apucăm în primăvară, dar acum iarna asta n-am, nu cred că mai are rost. Nu mai puțin lucrurile. Da, mă, tine, vezi că nu prea e cum trebuie extinderea. Extinderea s-o fac eu pe banii pe primărie. Și cravul, pe casă. La bucasea de bani. Mă, la urmă, mă ajutăm și familia. Suntem... Bă, și familiile de acolo sunt și ele plăcitoare din impozit, ca și ceva bine. Cum le-am făcut în partea... Nu cred că mai este gozodul de asta cu undeva, care să fie pe la... Nu? Mai este mai știu de la cineva. A rămas singura zonă, să-i pun de floare. 3, 2, 5 case, cred că sunt acolo. Da. Magistrala au avut toți, știi, care au vrut să facă branșamentul din anii urmă, au făcut. Să căutăm să dăm nu știu o denumire la străduța aia, că totuși este o stradă acolo. Ce vrei să facem grădina aia și dăm denumirea la ce vrei să facem acolo? V-ați... Nu zici că ai trebuit ca Consiliul pe Consiliul local de geamă, nu? Interesant. Ți-ai luat o demă mică de strană. Vreau să spun eu că... Pune și asfalt. Interesul cel mai mare, ok. Bine. Bine, ca să nu-și face. Are grădină acolo, vrea să facă o limba. Ei, fac, fac casă. Vreau să o dumneze la pasă, ca să ai lucrat și condiții. Băi, fac casă, că vând la bolul cu ăla, mii, în partea. Așa, nu pot să stau acolo. Dar nu văd un ies, nu? Dede, cortează mă, dar... Păi mă, la câți cu metri ai avut? Prin o vară, asta, vară. Poate m-am dat, nu mă, nu știu dacă mai prin din ianuarie, pentru că eu plec, nu stau. Ai înțeles? Cortează mă. Ianuarie, februarie, bă, dacă ai reușit să vin în marge, dacă nu m-au tenisă, cu cine l-aș face? Vreau să obții. Păi și lași partidul fără nicio reprezentată în păzire locală? Nu, să obții. Vreau să o folosesc. Vreau, ia-le vreau. Da, iar o scură e nu mai...
Declar ședința închisă. Mulțumesc.